make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem un meci pe terenul nostru împotriva lui Marseille. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă susține seria și vreți să continuăm continuare, adică să continuăm această serie. Suntem pe locul 3, loc de Europa League. Nu ne putem mulțumi cu acest loc. Avem un meci cu echipa de pe ultimul loc de pe tabelă. Este vorba de Marseille cu doar un singur punct. Și începe meciul. Să nu uităm că Marseille a luat doar un singur punct în meciul cu noi, unde a fost 3-3 și nu mă așteptam să fie așa. Mult noroc, dar nici noi nu am putut rezista 90 de minute conducându-i. Am avut chiar două goluri, avans fusese 3-1. Hai să vedem acum însă pe Marseille, care încercase să intre în atac. Noi am recuperat foarte bine și Maxim dă drumul în flancul drept pentru Mățel, o urcare și a lui Mățel, care normal, fiind fundaj lateral, trebuie să ajute ofensiva. Pase foarte bun acum pentru Chamberlain. A încercat fake shot-ul, balonul a trecut printre craci acolo lui Chamberlain. A fost o interceptare a lui Bufarini, care pasează mai departe și el la Valbuena, jucătorul național al Franței. Valbuena a urmărit acolo Bassoi de era Varela, care în continuare face pressing, centrare acolo, Gardo, și incredibil la cap. Știm că este jucătorul care este cel mai mult urmărit de echipele din Anglia, Florin Gardoș. Asta și pentru cât de bine sare el la cap. O, ce pas a putut să dea aici Torge pentru Chamberlain, shoot al Chamberlain, prins de Hitz. Am încercat un prim shoot, o primă ocazie pentru noi, dar nu am dat gol, din păcate. Chamberlain putea să dea și el puțin mai tare. Martial recuperează, hai de Martial, pasa lui a fost din păcate interceptată de jucătorii adverși, care încearcă acum să ne dea o replică, dar noi stăm bine în teren, după cum vedem, până acum flancurile astea nu au fost descoperite. Sperăm la această fază să nu fie, dar a coborât imediat Mățel și priviți în spate cum e Torje și ținea cu cel flanc stâng. Masoi nu a știut să paseze, s-a întors de frică. În continuare, periculoasă, dar controlează bine jocul la centrul terenului lui Marseille. Varela, cât de bine a interceptat acolo Gardoș pentru Martial. Din prima, o pasă excelentă lui Martial. Maxim are viteza necesară, trece. Hai, de capul meu, a fost un șut la disperare, așa. Nu se credea că va mai ajunge Maxim acolo. Batsuai fusese acolo puțin faultat de Varela, balon rămâne în posesia celor de la Marseille. Tot Batsuai era acela, eu acum 1-1 cu Mățel. Mățel a fost acolo, cât de ușor a trecut de el. Batsuai în care o apără excelent Silesen, cât de bine a apărat Silesen, însă este Lemina. Un șut slab prins în brațe de portarul nostru, care încearcă să ne trimite pe un contraatac prin Filip acum. O pasă a lui Filip pentru Chamberlain, reprimește Filip, foarte bun la centru terenului lui Filip, o pasă excelentă, dar cam tare pentru Torje, care e obosit, nu pot să explic de ce. Și asta abia în repriza a doua. Este 0-0, de fapt în prima repriză pe final. Este 0-0 și e minutul 44. Ajunge la minge acolo, Tauvin centrează, Tauvin! N-ai cum să dai cu capul acolo unde este Silesen, o centrare pe 7 metri, greșeală mare, nu! Valbuena acolo, Valbuena oprit de Gardoș, dar prin regulamentar, neregulamentar, și e penalti. Cum arbitre dai penalti și Gardoș, cum așa? Priviți aici, i-a luat picioarele lui Valbuena și Aiu este cel care bate 1-1 cu Silesen. Să-l vedem pe Silesen acum. Hai Silesen! Pe jumate, dacă știam. Silesen se aruncă acolo și nu a putut să-l oprească, din păcate. E 1-0 pentru Marseille, 1-0, nu știu dacă a fost meritat. Chamberlain, priviți, era un pasiu pe flancul stâng, îl preferă pe Lazar. Lazar, gol! 1-1! Lazar egalează, Vali Lazar cu șutul său puternic reușește să readucă egalitatea. Priviți pasa aia, aparține lui Chamberlain. De când joacă mijlocaș, e bun și la pase și la gol. Vali Lazar reușește să îl învingă foarte frumos pe portarul lui Marseille pentru a restabili egalitatea. Este 1-1, iar Martial, care e Martial, după cum spuneam, e foarte bun acolo la recuperări, la centrul terenului. Priviți încă o dată pe Martial. A preferat
era șutul acolo, nu a vrut să paseze lui Lazar, l-ar fi incomodat, oricum se putea să intre chiar în offside acolo fostul dinamovist, care a dat golul egalizator acum pentru noi. Am reușit să egalăm pe cei de la Marseille. Aloe acolo cu luar mare, dar recuperează foarte bine Lazar, o pasă care se ducea către Maxim, interceptată jucătorii avers, priviți ce recuperare a lui Philip pentru Chamberlain, știm viteza lui Chamberlain, o prelujește acum mingea Chamberlain, ca... Nici nu știu ce, cum să reacționez la faza asta. Nu a putut să treacă, din păcate, Chamberlain. Sperăm să nu ne coste. Iată un contraatac periculos al lui Marseille. Haide acum, Edgar. Folosește-ți viteza aia. O greșeală lui Varela. Însă se revanșează. Deci am fost sigur aici că o interceptează Varela. O pasă slabă, totuși, care a reușit să o intercepteze după o mică greșeală acolo. Acum o altă fază construită de noi prin Lazar pentru Chamberlain. Haide, Chamberlain, pasa lui Chamberlain pe centru, Rolando acolo a reușit să respingă Valbuena, periculos acolo Mățel, nu s-au înțeles jucătorii noștri, până la urmă Varela liniștește pe doar pentru moment lucrurile. Recuperăm pentru prin Mățel, Martial, cât de frumos trece acolo Martial, și a prelungit prea mult balonul și a fost deposedat, îi mai trebuie un pic de ball control lui Martial. La fel cum ar trebui și lui Mățel, priviți acolo ce a făcut, din păcate facem pressing tot prin Mățel, centrare respinsă de Varela și Filip pentru Maxim, mai departe la Lazar, puțin oameni pe acest contraatac, Martial îl invită la Petorje, la balon și o pasă pentru Maxim care e total, prea obosit aici, Maxim, Filip pentru Martial a scos balonul printre cracii adversarului, dar mai mult nu s-a putut, jucătorul al nostru nu a putut ajunge la balon. Pasă pentru Bassoi care este pe toate flancurile, Mățel a fost făcut ușor acolo, revino Mățel, haide tată, rupele picioarele, mănâncă acolo, nu a băgat deloc piciorul Mățel, Torje, cât pe ce de o recuperare, balonul până la urmă a fost întors. Facem un alt pressing prin Vali Lazar, făcut acolo ușor de Lemina pentru Imbula, suntem pe finalul meciului, Imbula este 1-1, foarte frumos acolo, Mățel a recuperat pasă care a ajuns cumva la Martial pentru Chamberlain pentru Martial, se poate, Martial greșește pasa. Putea să dea o pasă mai bună acolo, dar nu știu de ce nu a dat. Și se termină 1-1, din păcate, pe terenul nostru, din nou ne încurcăm, facem tot un punct, avem doar 3 puncte, iar noi trebuie să... ofertă de la Venezuela, o altă națională, și să ne mărim contractul cu România, nu mai ne mărim, vrem și o altă națională. Da, din păcate nu am putut să batem pe terenul nostru, a fost 1-1, doar un singur punct am luat. Să vedem ce vom face acum împotriva UTEI Arad. Hai că ăștia nu au ce să ne facă pe terenul lor, dar 2-0, nu cred așa ceva, au avut și un penalti, cam în ultima vreme probleme cu penaltiurile la noi. Și, și trebuia să fie și niște, am zis că e ofertă de la Olanda, de la Irlanda de Nord, mamă, când m-am speriat, oricum curg oferte de la naționale, asta este bine. Nu mai avem amicale naționale, un meci pe terenul nostru cu Viitorul care îl vom simula și acesta, să vedem dacă vom bate, 3-1, Maxim și Martial l-au marcat, Maxim chiar cu o dublă, trebuia să mai dea și el o dublă. Avem șanse, avem meci chiar cu echipa de pe locul 2 cu 6 puncte, CSKA Moscova, deci dacă vom câștiga o vom egala și vom avea șanse mult mai mari, mai ales că avem un punct în fața lui Marseille, stăm binișor, trebuie să batem aici și ne mai liniștim să îl băgăm titular pe Vali Lazar totuși, așa pe bandă, Torje pe centru cu Philip, Chamberlain, Maxim și Martial, asta este echipa perfectă care o pregătim, care trebuie să ne bate împotriva lui CSKA în deplasare, echipă cu care să nu uităm că ne-a mai încurcat. Începe și meciul, dar cât de prost, însă Martial din nou recuperează, Martial șutase acolo, dar Akinfev a apărat o ocazie în minutul 2,
Martial șutase, e oricum greșise mingea, dar e foarte bun pe recuperări, vă spuneam, Martial din nou a încercat să recupereze, dar Adams a fost mai atent. Pasă pentru Ahmed Musa, Musa este Silesen, bara lui Musa, se poate, Silesen acolo, că este Musa în careu, wow, am trecut și pe asta, ocazii la fiecare poartă și abia a început meciul, începe în forță meciul acesta, Musa a fost în prim plan acolo pentru CSKA. Campins acolo a primit o pasă, dar azi a privit pasa lui Campins pentru Maxim. Maxim a încercat scărița, Maxim a încercat și nu a dat gol din păcate. O ocazie mare încă o dată, se pare că noi suntem mai periculoși decât rușii. Am avut această ocazie prin Alexandru Maxim și rușii încearcă să ne dea încă o dată replica. Sperăm să nu fie la fel de periculoasă ca prima. O nouă pasă pentru Musa peste apărare, iar aceeași fază, dar stile să ne apără. Poarta a fost goală. Oh my fuck, poarta a fost goală și Zuber a dat gol. E 1-0. Trebuie să-i batem, dar nu știu cum Zuber reușește să se arunce acolo, priviți, wow, acrobatic golul acesta, acrobatic, totuși cu poarta goală, dar acrobatic și 1-0, putem să revenim, nu e bai, îl vedem pe Chamberlain care a încercat niște scheme, schimbă până la urmă partea și o pasă pentru Lazar, ce intercepția lui Shenikov acolo, care a reușit să păstreze, să păstreze chiar balonul în teren, Lazar recuperează regulamentar, Lazar poate să... Este gol 1-1, gol Martial, egalăm din pasa lui Vali Lazar, el a recuperat un pressing foarte bun făcut acolo și Martial reușește să readucă egalitatea, în sfârșit, chiar destul de rapid, meci foarte spectaculos aici la Moscova, Martial readuce egalitatea, o fază făcută de Lazar după ce el recuperase, Martial a fost excelent aici și Torje, uite cât de tare începe Torje, o recuperare bună, pasează până la urmă la Martial, cât de frumos, ce bară, vai de capul meu, ce bară lui Martial care nu a putut să dea din păcate gol și Musa acolo, wow, să vedem mai întâi pasa lui Maxim pentru Lazar, Vali Lazar acum în careu, Lazar caută șutul, gol! Lazar marchează și e 2-1, ce revenire, ce întoarcere de scor, cât de bine s-a descurcat aici Lazar, balon făcut pe șut, șutul în plasa laterală l-a învins pe portarul lui CSKA Akinfev și reușim să intrăm în avantajul meciului pentru prima oară în acest meci, am fost chiar conduși, am egalat și am reușit în sfârșit să intrăm și în avantaj Martial și Lazar, dar Lazar a fost omul cheie la toate golurile, gol și pasă de gol, mai ales că la pasa de gol pentru Martial chiar ieri recuperase. Spunea de Musa care nu a putut să atingă mingea, jucătorii noștri, uite acum că a împins, dar n-a făcut nimic. Ce bară, a doua bară pentru CSKA, a treia meciului, a vrut și eu astfel de bară cum a fost aceea lui Martial. Cât de periculos trăim acum, Maxim pentru Mățel, Martial pentru același Mățel, va și ne-au recuperat Mățel, cât de inteligent aici Mățel, l-a șutat, a avut noroc mult, a avut bulan mare, dar tot rușii au câștigat, în offside acolo jucătorul rus. Lazar pasează la Maxim acum o pasă, ce intercepție a lui Tosic acolo, era o pasă foarte bună pentru Chamberlain, 2-1, se duce prima repriză, Akinfev acolo ia mingea să se antreneze cu ea sau nu știu ce vrea să facă, priviți aici prima ocazie a meciului, a fost de fapt prima mare ocazie, nu spun bine, mint, a fost a doua ocazie a noastră, Maxim a avut-o, a fost o ocazie în minutul 19. Intrăm acum în repriza a doua și începe tare, dar noi recuperăm bine, începuse tare pentru CSKA pentru că era acolo la balon Musa, multe bătăi de cap ne-a dat Ahmed Musa, încă nu a reușit să marcheze, sperăm să nu o facă în meciul acesta. Dacă rămâne rezultatul așa ar fi binișor pentru noi, dar trebuie să mai dăm un gol să ne... să ne liniștim. Zuber acum, centrarea lui Zuber periculoasă, Musa cu capul acolo, nu a fost om pe el, de-aia a putut să dea cu capul micuțul Musa,
Totuși, noi am recuperat și încercăm un contraatac pentru Maxim Martial la Lazar. Vali Lazar acum, Vali Lazar. Cât de frumos a trecut acolo și o pasă foarte bună pentru Chamberlain, care are viteză. Chamberlain, excelent acolo. Oxlade, pasă pentru Mățel. Mățel! Puțin peste poartă. A vrut să dea din pendulare acolo Mățel. O pasă primită de la Chamberlain acolo. Și a mai vrut el un șut, să nu uităm, în prima repriză. Nici nu mai trebuie să ne amintim de șutul ăla. O pasă pentru Musa, acum urmărit de Varela. Haide Varela, nu e Edgar acolo care urmărea pe Musa. Campins face și el pressing la noul intrat. Centrare pentru Musa acolo, dar foarte bine a fost Filip, care a reușit să respingă Adams. Dă până la urmă drumul la balon Elm și Jagoev în careul nostru periculos acolo. Jagoev excelent, reușim să respingem Chamberlain a greșit, din păcate pasa. Oh my god, Musa! Ne-a costat, din păcate. Musa a reușit să îl învingă pe jucătorul nostru. Ce preluare și ce finalizare a găsit. E 2-2 și lucrurile se cam complică. Au egalat și ei, până la urmă a fost și ei în postura de a fi conduși și au reușit să egaleze. E minutul 65 și 2-2, dar să vedem acum pe Martial, nu e Chamberlain. Încercase acolo să treacă Chamberlain, dar nu a putut, totuși a obținut ceva din această fază și anume aruncarea de la margine. Mățel pentru Chamberlain se folosește de viteză și trece, o centrare la a doua bară, gol! Lazar face dublă, ce golaso cu capul acolo, Vali Lazar reușește dubla, priviți cum a sărit acolo și a reușit să trimită în vincul porții lui Akinfeev. 3-2, faza a fost făcută aici de Chamberlain, centrare la a doua bară perfectă pentru Lazar, care a profitat acolo, a văzut foarte bine colțul lung liber și a reușit să trimită chiar în vincul cu capul. S-a pus multă forță la lovitura aceasta de cap, a pus Lazar, am văzut că a căzut acolo chiar pe burtă și e 3-2, minutul 71, e foarte bine asta pentru noi, conducem, dar avantajul nostru este foarte fragil, doar un gol avans, iată-l acum pe jucătorul CSKA, încearcă să pătrundă în careul nostru, până la urmă se duce în colțul terenului, rămâne la balon și întoarce balonul la Werblum, offside. Chamberlain a văzut bine acolo pe Maxim, trebuie să ajungă la acest balon, Maxim nu a mai ajuns din păcate la acest balon care a ieșit în out, putea da o centrare măcar să scoată ceva, dar să facem și noi niște schimbări, trebuie să intre Adama Traore, jucător de la Barça care nu are cum să nu intre, și Tika Musonda care este un mijlocaș central foarte, foarte bun, l-a scos pe Torje. Torje și Maxim au ieșit, am făcut și noi schimbările astea, minutul 78, două schimbări, mai avem una la dispoziție, dar ori ținem pentru orice eventualitate, așa este bine să faci întotdeauna pentru ultimul minut. Musa pentru Jagoev, acum șuta lui Jagoev, cât de bine a reușit acolo să respingă Edgar, acum Musonda, greșeala lui Musonda, hai băieți, fiți atenți aici, nu trebuie să ne coste greșeala aceasta lui Musonda, da, e și el tânăr și neliniștit. Chamberlain cam în spate, alege o pasă la urcarea lui Mățel pentru Chamberlain, frumos, Mățel urcă, este văzut excelent acolo în flacul stâng, Mățel nu a mai ajuns din păcate la balon, suntem în ultimul minut, să vedem dacă vom bate și noi în sfârșit în Champions League, dacă vom lua 3 puncte care vor fi foarte importante pentru noi, apoi trebuie normal să câștigăm și cu Italia. Din păcate pe francezi nu am putut să-i batem deloc, de la italieni am luat bătaie. În sfârșit, prima victorie, atât vreau să aud în Champions League. Batem pe CSKA Moscova și reușim să luăm primele 3 puncte. Avem 6 puncte avem. Lazar a fost omul meciului, o dublă și o pasă de gol. Nota sa a fost 8,9. Mă așteptam chiar la o notă mai bună, dar asta este. Și mai avem oricum meciuri importante. Mai avem chiar ăsta, cred că va fi ultimul meci de Champions League, împotriva lui Inter Milano. Apoi va veni transferurile, va fi foarte greu. Să sperăm că în meciul cu Inter se va încurca și CSKA. Și cam acesta a fost episodul de astăzi. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!